Managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Pompei Samarian din Călăraș, Daniela Mihai, a vorbit presei despre deficitul de medici cu care se confruntă unitatea sanitară. Secțiile deficitare ar fi cardiologie, acolo unde anual sunt internați foarte mulți pacienți, neurologie și ATI. Mai multe informații ne oferă managerul spitalului, Daniela Mihai. Chiar împreună cu toți medicii care lucrează în acest spital, cu echipa Consiliului Județean, de la ideea de a vorbi cu fiecare medic în parte și de a promova județul Călăraș, condițiile în spital de a-și exercita activitatea medicală, încheierea de contracte despre prestări cu firme care găsesc personal calificat, MediJobs, împreună cu Facultatea de Medicină din București, Carol Davila, și cu celelalte facultăți, publicarea pe site, participarea la târgurile de joburi, facem tot ce este posibil și le prezentăm, așa cum a precizat domnul președinte, pachetul de servicii de care pot beneficia pentru a-și exercita funcția de medici în județul Călăraș. Este un act destul de greu. Pe ce secții suntem descoperiți la acest moment? Suntem descoperiți pe mai multe secții care sunt generalizate ca și lipsă de medici, de specialiști la nivel național. Dați-ne câteva exemple. Secția cardiologie este una dintre secții. La nivelul anului... Am mai avea nevoie de încă un medic sau doi? Sigur că da. La nivelul anului 2018, numărul de pacienți internați și tratați în această secție au fost în jur de 1700. La finalul lui octombrie suntem undeva la 1600 de pacienți. Vă dați seama că cazuistica este destul de mare și ca atare numărul medicilor este necesar să fie crescând. Îl avem aici pe domnul doctor Mohamed. Mai avem o colegă, o doamnă doctor, care face naveta la ora aceasta, chiar consultă, vine din București de la Spitalul Militar. Și mulțumim pentru aceasta, pentru că nu este ușor să faci naveta, să vii la Călăraș și să te împarți între București și Călăraș. Pe această cale, eu și cu echipa Consiliului Județean le mulțumesc tuturor doctorilor care sunt pe chirurgie, șef de laborator, care fac naveta din București și vin să ne ajute pacienții din Călăraș. Astăzi, chiar la UPU, avem o colegă, o doamnă doctor, care vine de la doctor Dângă, de la Spitalul Bagdad Zahra Seni din București, tocmai pentru a ne ajuta pe încă o secție unde chiar avem lipsa de personal, secția de primiri urgențe. Pe neurologie avem chiar probleme destul de mari. Pe secția ATI. La ora actuală avem un medic care face la fel naveta din București de la Spitalul Baldazar, lucrează cu o jumătate de normă la noi în județul Călăraș. Este și medic șef pe unitatea de primiri urgențe în București, tot la Baldazar. Și datorită faptului că are dragoste față de pacienți, acceptă să vină și la Călăraș pentru a ne trata pacienții. Din păcate, un medic ne pleacă acum neurolog în Anglia, chiar începând din noiembrie. Inclusiv la cabinetul doamnei prim-ministru am fost și am discutat cu consilierii doamnei pentru a ne ajuta în a găsi neurologi care să poată să vină în întâmpinarea noastră la Călăraș. Și exemplele pot continua. Această problematică, mă repet, din păcate este la nivel național, pe medicii și specialiștii pe care îi căutăm. Dar sperăm că în curând, mai ales dacă ne mediatizăm mai mult și acum că au văzut că într-adevăr nu este glumă, că se termină blocurile pentru dumnealor, că așa cum a spus domnul președinte, noi ce am spus am făcut, poate vor accepta să vină în Călăraș și împreună cu ceilalți care vin de la București. Doar problema locuințelor o ridică medicii? Nu neapărat. Cam această problemă o ridică, însă numărul dumnealor este destul de scăzut. În ultimii ani, specialiștii pe aceste domenii au fost cât mai puțin, iar cei care sunt mai bine preferă să rămână în București pe 3-4 clinici decât să facă naveta la Călăraș. Până la dotarea spitalului cu echipamentele potrivite, lipsa acestora, a medicamentelor, a utilajelor, a aparaturii, a fost un impediment pentru ca medicii să vină la Călăraș? Pot să vă spun că Spitalul Județean de Urgență este în coordonarea directă din anul 2010 a Consiliului Județean.
Cel puțin în ultimii 3 ani și mai ales de 6 luni nu a existat vreo problemă legată de lipsa de medicamente. Se calculează stocul la 2 săptămâni sau zilnic pe diverse secții, iar acolo unde există probleme legate de medicamente în care furnizorul nu a putut sau nu le fabrică în acea perioadă, nu le are în stoc, automat pacienților li se decontează. Legat de aparatură medicală, pentru județul Călăraș ca și cazuistică, suntem într-un trend la nivelul celorlalte spitale. Este loc de îmbunătățire, asta facem, avem un plan, planul de anul viitor pe achiziții, care este aprobat și discutat la nivelul Consiliului Județean, împreună cu echipa de dezvoltare tehnică și domnul președinte, deci impedimente de asemenea natură sunt foarte puține.